Peste 30 de tineri de la liceele din Saleu iau contact cu problemele sociale prin voluntariat. Din dorința de a ajuta pe cei din jur, își aloc o parte din timp pentru a fi parte la rețeaua de voluntare a Asociației Filantropia Porolisum. Cu data de 15 septembrie, în cadrul voluntariatului Sfântul Nicolae al Asociației Filantropia Porolisum, a fost inițiat proiectul Tineri pentru Tineri. Scopul proiectului este acela de creare a unei rețele active de voluntariat comunitar care să sprijine inițiativele sociale atât la nivelul serviciilor cât și al proiectelor Asociației Filantropia Porolisum, CJRAE, CJAP, Centrul Sfântul Ștefan, Centrul Social Multifuncțional, pentru activitatea lor și pentru că fac parte din proiectele Asociației Marți. Tinerii au fost premiați de către cei care coordonează activitatea asociației. În luna aceasta se împlinesc 5 ani de la înființarea Asociației Filantropia Porolisum. Pe lângă alte activități pe care le avem cu această asociație, în cadrul asociației funcționează și centrul de voluntariat, pe care ați avut de atâtea ori ocazia să îl vedeți la lucru. Astăzi încercăm să organizăm un eveniment festiv legat de tinerii minunați pe care avem și care se implică în activitatea de voluntariat. Vreau să-i felicit pe tinerii care se implică în activitatea noastră de voluntariat, întrucât de atâtea ori auzim că lumea în care trăim reușește să câștige experiență în grămadă de domenii, dar uită să rețină calitatea importantă a fiecarei persoane, respectiv aceea de a fi om. Ori tinerii de astăzi o să ne arată că știu să fie oamenii de astăzi și de mâine. Proiectul Tineri pentru Tineri a luat naștere ca o alternativă a dezvoltării comunitare și personale a tinerilor. Prin voluntariat, tinerii își pot dezvolta abilități și competențe sociale precum solidaritatea, încrederea, spiritul civic și responsabilitatea socială. Activitățile de voluntariat le oferă posibilitatea de a cunoaște și de a ajuta copiii proveniți din familii defavorizate, copiii instituționalizați sau persoanele vârstnice. Tinerii voluntari sunt implicați alături de copiii de la Centrul Multifuncțional sau Central de Zi Sfântul Ștefan în activitățile educative, de petrecere a timpului liber, de socializare și alte activități ludice. Formarea grupului de voluntari și activitățile lor se încadrează în obiectivele Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară SNAC.